rata șomajului înregistrată la nivelul raionului Florești a început să descrească. Datele furnizate de Agenție pentru Ocupare Forței de Muncă Florești arată că în prezent sunt la evidență 862 șomeri, iar în aceeași perioadă anului trecut erau 1400. Cauzele micșorării numărului de șomeri sunt diverse, a menționat șeful Agenției pentru Ocupare Forței de Muncă a raionului Florești. Una din cauzele cele mai importante ar fi și eliberarea unor locuri de muncă și respectiv angajarea acestor persoane în câmpul muncii. De asemenea, un rol de neglijat ar fi, cred că, migrația în continuare a persoanelor. Șomerii spun că ofertele agenției nu sunt interesante. Ei și-ar dori un job în localitate. Localitate. Unde locuiesc, desigur, acolo am copii, am 3 copii și aș dori unde locuiesc, acolo să-mi găsesc un post de muncă. Dăm de lucru, un post de lucru vrem. De mult sunteți, v-ați adresat aici? Da, avem jumătate de an. Și nu ați găsit încă post? Dar v-au propus ceva? Noi vrem în sat, că în sat sună tot că vrem de lucru și n-am de... Aici la custorii și nu avem transport. E și greu de ieșit din sat, trebuie mai mulți lucrători nu. Și venim aici în căutare, dacă nu găsim. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile la Florești, iar cele mai puține în sectorul rural. Păreri de rău, vedeți situația foarte bine. Noi n-avem și vă propune la locul de trai, la voi în sat. Parcă sat mare se întâmplă, da, lucrul nu-i. Cea mai acută problemă, într-adevăr, ați observat, aceasta este lipsa locurilor de muncă în mediul rural. Aceasta ține de dezvoltarea economiei Republicii Moldova în ansamblu. Sperăm că odată cu semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană va spori numărul de investiții, așa anume va fi orientat către localitățile rurale. Până în prezent, în anul 2014, au beneficiat de ajutor de șomaj 113 persoane, iar 263 au fost angajate în câmpul muncii. Conform informației preluate de la Agenție pentru Ocuparea Forței de Muncă a Raionului Florești, în prezent mai sunt 190 de locuri de muncă disponibile.